astăzi, de 1 decembrie 2023, România serbează 105 ani de la Marea Unire, când Transilvania, cu țara românească și cu Moldova, s-a unit. Și noi în seara aceasta suntem aici să celebrăm pe Domnul Isus Hristos care a promis Marea Reuniune odată în ceruri, împreună cu El și împreună cu cei dragi ai noștri. Lăsându-ne o promisiune că în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În cerul Dumnezeu a pregătit o casă, dar n-a pregătit pentru toți oamenii. A pregătit-o pentru copii. Casa este doar pentru copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să spunem că, da, prin natura creației, toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Toți oamenii, și musulmani, și hinduși, toți sunt copii al lui Dumnezeu. Maleahi 2 cu 10, zice Biblia, Oare nu ne-a creat un singur Tată pe toți? Dumnezeu a creat toate rasele umane. Dar prin natura adopției, nu toți sunt copii al lui Dumnezeu, ci doar cei care l-au primit pe Isus Hristos în inima lor. Lor li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Și Biblia spune că aceștia sunt născuți nu din sânge, nici din carne, nici din voia vreunui om, cine scus din Dumnezeu. De aceea spunem, da, cerul este casa Tatălui, dar acolo în cer la Dumnezeu intră doar copiii care au fost înfiați prin credința în Domnul Isus Hristos, slăvit și onorat să fie în numele Domnului. Lăudat să fie în numele Domnului. Dar pentru a ajunge acolo, Domnul Isus continuă și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Observați, Iisus nu spune eu sunt o cale înspre Tatăl. Buda e o altă cale, Mahomed e o altă cale. Nu, Iisus spune eu sunt calea. E singura cale. Nu există altă cale decât Domnul Iisus Hristos. Și în seara asta suntem aici să proclamăm pe Cel care a venit să moară pentru noi. Și acolo în cerul nu poți ajunge decât dacă vii la picioarele Domnului Iisus Hristos și recunoști ca Domn și Mântuitor lăudat să fie Domnul. Însă există o mare problemă. El este calea adevărului și viața și să ajungi în cerul trebuie să ai o întâlnire cu El. Și problema este următoarea, tu nu poți să inițiezi întâlnirea cu El. De ce? Ești mort. Toți ne naștem morți în păcatele noastre. Suntem corupți. Deci Biblia nu este niciun om care să facă binele, niciunul măcar. Toți s-au rătăcit, toți s-au abătut. Morți în greșe, vrășmași cu Dumnezeu. Din natura noastră suntem oameni rebelioși împotriva lui Dumnezeu. Asta ne a dat Adam și Eva prin păcat. Ne-o dat o natură așa de păcătoasă încât, nu că nu-L vrem pe Dumnezeu, pur și, simplu, pur și simplu avem o repulsie față de Dumnezeu. Vrășmaș cu Dumnezeu. Așa zice Biblia. Pe când eram noi vrășmași cu Dumnezeu, nu? Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru noi. Lăuda să fie Domnul. Așa că dacă vrei să ajungi în cer, trebuie să ai o întâlnire cu Isus. Problema este că tu nu poți să inițiezi întâlnirea asta. De ce? Că ești mort în păcatele tale. Și frumusețea este, știți care? Că Domnul Iisus Hristos inițiază întâlnirea cu tine ca să te facă copila Lui și în seara asta Domnul Iisus Hristos, în providența Lui, în provideo, în vederea Lui dinainte, Dumnezeu a hotărât ca tu să fii în seara asta aici, să ai o întâlnire personală cu Iisus Hristos și să spui, Doamne, Dumnezeule, Tu mi-ai îndreptat pașii, eu nu puteam prin forța mea, prin puterea mea, dar, Doamne, Tu vrei să am o întâlnire personală cu Tine. Și în seara asta te-a dus aici Dumnezeu să-ți vorbească, știi de ce? Pentru că Dumnezeu te iubește. Domnul Iisus te iubește. Și probabil ți-a vorbit Dumnezeu de atâtea și de atâtea ori și pur și simplu n-ai răspuns chemării lui Dumnezeu. În seara asta mă rog la această întâlnire de seară în care Dumnezeu a hotărât pentru tine care ești mort în păcatele tale să-ți mai vorbească încă o dată. Să fie seara în care să spui, Doamne, aleg să mă predau cu totul ție. Doamne Dumnezeule, eu nu pot să te iubesc prin forța mea. Eu sunt aici pentru că Tu ai hotărât, Doamne. Tu mi-ai îndreptat pașii. Puteam să fiu sub pământ, puteam să fiu în altă parte, puteam să fiu în spital, puteam să fiu oriunde alundeva. Dar Tu, Doamne, ai dat o întâlnire în seara asta cu sufletul meu, ca inima mea să se topească înaintea Ta și să mă faci și pe mine copil al Tău, adoptat de Tine, Doamne, să ajung în casa Tatălui, slăvit să fie numele Domnului. Amin? Nimeni să nu creadă că are așa, așa putere și bunătate morală că el prin forțele lui. Nu. No. Deci Biblia că Domnul dă și voința și înfăptuirea. Psalmul 27 cu 8 80 Biblia așa. Inima îmi spune din partea ta. Caută fața mea. Spuneți-mi cine inițiază întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Noi sau El? Zice stare. Cine? El. 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 Și ne vom uita în seara asta la această întâlnire extraordinară dintre Hristos și o văduvă. Și o să vedeți cum Hristos inițiază întâlnirea în așa fel încât să se întâmple minunea. Niciodată noi. El o face. Noi avem o chestie așa în folclorul nostru evanghelic. Fă către Domnul un pas, că Domnul face către tine o mie. Eu cred că nu există nimic mai fals. Să te vezi pe tine, tu inițiatorul întâlnirii cu Dumnezeu. Și de aia Dumnezeu te mântuie. Pentru că tu, Domne, ai hotărât odată să-l primești pe Isus. Nu. No. Deci, în Biblia că Adam și Eva au păcătuit. Și ce au făcut după ce au păcătuit? S-au dus repede să-l caute pe Dumnezeu. Doamne, am păcătuit. Iartă-mă, așa zis? Nu. No. Oamenii ăștia ce făceau? Fugeau de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut primul pas. Și a zis, Adam, unde ești? Întotdeauna Dumnezeu inițiază actul mântuirii. Dumnezeu caută pe păcătos. Păcătosul e mort în păcate. Păcătosul fuge. Păcătosul este o oaie rătăcită. Nu știu unde merge. Dar Domnul face primul pas în mântuire. Slăvit să fie Domnul. O oaie s-a rătăcit din cele 100. Și nu oaia l-a căutat pe păstor. Și păstorul, zice Biblia, își lasă pe cele 99 și se duce să caute pe cea pierdută. O biserică era împietrită. Și nu biserica l-a căutat pe Hristos. Și Biblia spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și asta este frumusețea, că în seara asta, dacă te-a invitat cineva să vii aici, dacă ești în seara asta aici la ascult live, și ce înseamnă asta? Dumnezeu în harul său, El inițiază întâlnirea asta cu tine. De ce? Să-ți dea viață din morți. Lăudați și onorați să fie numele Domnului. Și ce har să te întâlnești cu Isus Hristos. Și iată-L pe Isus Hristos în Capernaum. Și trebuia să ajungă Nain și se duce aproximativ 50 de kilometri din Capernaum până Nain. De ce? Pentru că știa că acolo era o, o, o mamă, o văduvă, care trebuia să-și îngroape pe singurul ei fiu. Și ce face Hristos? Inițiază această întâlnire ca să facă minunea. La fel ca și cu femeia samaritean, că vă aduceți aminte? Trebuia să treacă pe acolo trebuia să treacă pe acolo. Înainte să meargă la cruce, Hristos a zis, trebuie să mă întâlnesc cu această femeie ca să-i dau mântuire, să-i dau apa vieții. Și iată-l pe Iisus Hristos, cum se duce aproape 50 de kilometri pe jos să ajungă în cetatea Nain. Și acolo Nain, zice Biblia, împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Și când s-a apropiat, spune Biblia, de cetate, de poarta cetății, pentru că orașele în acea vreme erau înconjurate de ziduri mari și groase. Ca să fie protecție împotriva inamicilor. Nu puteai să ieși din oraș pe unde voiai. Ieșai numai pe o anumită poartă. Și când se apropia, spune Biblia Iisus, de poarta cetății, pe poarta pe care trebuia să intre Iisus cu o mulțime de oameni, ieșea o altă mulțime de oameni împreună cu văduva asta și cu mortul acela, tinerelul acela, mergând spre cimitir să-l îngroape. Iată aici patru mari întâlniri în textul acesta. Hristos inițiază întâlnirea cu oamenii morți să le dea viață. Și în această seară să știi că Domnul inițiază întâlnirea cu tine, să-ți dea har, să-ți dea mântuire, să-ți dea iertare, slăvit să fie Domnul. Și iată-L pe Iisus Hristos la poarta cetății. Și prima mare întâlnire este întâlnirea dintre două mulțimi. O mulțime care ieșa din cetate și o mulțime care voia să intre în cetate. O mulțime supărată și plângăreață pe bună dreptate pentru că ducea la groapă, nu pe o tanti de 95 de ani, ci ducea pe un copil, un tinerel îl ducea la groapă. De o parte ai o mulțime care merge plângând și de cealaltă parte îl ai pe Hristos lider unei alte mulțimi care vrea să intre în cetate. Și mulțimea asta e bucuroasă, cealaltă este o mulțime supărată. Și așa este și pe plan spiritual. Fiecare om de pe planeta asta face parte din una din cele două mulțimi. Fie faci parte din mulțimea care merge spre groapă, spre cimitir, spre moarte veșnică, fie faci parte din mulțimea aceea bucuroasă, a cărui lider este Isus Hristos, și spui, Doamne, ce bine e cu tine! Și vrei apoi mai târziu să intri pe porți în cetate, în împărăția lui Dumnezeu. Și în seara asta va trebui să te întrebi, la întâlnirea asta pe care Domnul a inițiat-o, nu tu, Domnul ți-a dus paș aici. Tu din care mulți mulțime faci parte? Faci parte din acei oameni care merg, merg înspre iad, înspre cimitir, înspre moarte veșnică? Sau faci parte din trupul lui Hristos, din oamenii aceia care realmente s-au întâlnit cu Isus Hristos. Și sunt acei oameni care pur și simplu sunt bucuroși pentru că stau sub steagul de Isus Hristos. Și dacă ești în, dacă ești în acea mulțime care merge spre Iad și n-ai bucuria mântuirii în inima ta, în seara asta va trebui să schimbi stăpânul. Să spui, Doamne Iisuse, vreau, Doamne, să intru în mulțimea ta. Vreau să intru, Doamne, în, în biserica ta. Vreau să te primesc ca Domn și Mântuitor, Doamne, pentru că după ce plec din viața asta, să pot să intru, Doamne, pe porți în cetate, lăuda să fie numele Domnului. Amin? Întreabă-te. Vei spune, eu sunt ortodox, eu sunt penticostal, eu sunt baptist, eu sunt catolic. Îți dau o veste bună. Dumnezeu nu e ortodox. Dumnezeu nu e catolic. Dumnezeu nu e penticostal. Dumnezeu nu e baptist. Dumnezeu e sfânt. Și dacă vrei să știi că faci parte din Mulțimea lui Isus, trebuie să te întrebi următorul lucru. Care e cel mai bun test prin care știu că tu ești cu adevărat mântuit? Că noi știm, creștinii nu se nasc. Creștinii se fac. Ca să fii în Mulțimea cu Isus Hristos, îți trebuie un moment personal în care să te prăbușești la picioarele lui Isus Hristos, să cazi cu fața la pământ, să spui, Doamne, am o religie, am o insignă, Doamne. Dar, Doamne, viața mea nu e așa cum spune insigna asta, Doamne. Aleg, Doamne, să mă pocăiesc înaintea Ta și mă prăbușesc la picioarele Tale. Care e cel mai bun test prin care știu că ești cu adevărat din mulțimea lui Iisus Hristos? Poate cel mai bun test prin care știu că ești parte din poporul ales al lui Dumnezeu este următorul. Când păcătuiești, îți lăcrimează ochii. Când păcătuiești, te doare și dacă nu sunt camere video, și dacă nu te-a văzut nimeni, când păcătuiești Duhul Sfânt care te locuiește, este o alarmă în viața ta, te convinge de păcat? Poți dormi liniștit noaptea după ce ai țăpuit pe cineva? După ce ai tras o minciună de aia gogonată? Poți să stai liniștit și să-ți vezi de treabă după ce te-ai uitat la filme porno, poate? Poți să stai liniștit după ce știi că ai făcut tot felul de lucru contra Scripturii. Dacă poți dormi liniștit, ascultă-mă, indiferent ce religie ai, tu nu ești al lui Hristos. Tu nu faci parte din mulțimea lui Hristos, diavolul te minte. Îți spune că ești Mercedes, dar tu ești căruță. Mă înțelegi ce spun? Îți spune că tu ai religie, religie. Dar de fapt viața ta nu este o viață dată lui Isus. Și în seara asta trebuie să vii să spui înaintea lui Isus, Doamne Iisuse Hristoase, Tu vezi, Doamne, masca care o port. Dar Doamne Dumnezeu le trimite pe Duhul Sfânt în inima mea, Doamne te primesc în inima mea, fă-mă Doamne copilul Tău, Doamne, fă-mă cu adevărat omul Tău, Doamne, de aceea să vii la picioarele Cruciului Hristos, să-ți facă Dumnezeu transferul din întuneric la lumină, să-ți facă Dumnezeu transferul din întuneric în împărăția Fiului Dragostei Lui și atunci vei iubi ce iubește Iisus. Vei urâ cea ce urăște Isus Hristos. Alarma pornește. Convingerea Duhului Sfânt. Duhului Dumnezeu te mustră, îți dă acea remușcare sfântă, care nu te lasă să trăiești în păcat. lăuda să fie Domnul. Există păcate conștiente în care trăiești? Te doare când păcătuiești? Ai bucuria mântuirii? Poți să spui ca Pavel, pentru a mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig? Sau spui în inima ta, pentru mine a trăit banii, frate. Pentru mine a trăit aici și acum, bine, bine, religia. Eu pove... bine, bine, hai, bine, hai. Și când ajungi pe patul de suferință, atunci ca ateu, și ateu zice, Doamne ajută. Ce ar fi să nu mai îi iei pe Dumnezeu așa ca pe un apendice? Așa, la nevoie, ah! Nu, ci să spui, Doamne, viața mea vreau să-ți o dau cu totul ție. Vreau ca Tu să fii liderul meu, Doamne. Vreau, Doamne, să fiu în mulțimea Ta, în trupul lui Iisus Hristos. Naște-mă din nou, fă-mă copilul Tău, Doamne, și nu mă lăsa să trăiesc o minciună, Doamne. Vreau să trăiesc conform cuvântului Tău, lăuda să fie Domnul. Dacă până în această seară nu ți-ai dat viața lui Iisus și ai o religie, dar n-ai o relație personală cu Iisus, vorbești de lucruri extraordinare, dar nu le-ai experimentat în viața ta, să vii la Iisus Hristos. Să spui, Doamne Dumnezeule, nu mai vreau să trăiesc în păcat, nu mai vreau să mă duc spre iad, nu mai vreau, Doamne, păcatul ăsta, Doamne, rupe legăturile de peste viața mea. Și în seara asta, Domnul, poate să rupă orice legătură de peste viața ta. Crezi lucrul ăsta? Să te facă liber, să-ți aducă bucurie. Și lucrul ăsta se întâmplă la crucea lui Hristos. Când vii smerit și spui, Doamne, m-am săturat, Doamne, vreau, Doamne, să fiu al tău pentru totdeauna. Vreau ceva real, Doamne. Nu vreau religie, vreau pe Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Amin? A doua mare întâlnire care are loc aici la poartă, nu este doar întâlnirea dintre două mulțimi, este întâlnirea între doi fii. Între doi fii. Iisus Hristos este singurul fiu al Tatălui. Și Biblia spune că femeia asta ducea pe singurul ei fiu. Unde îl ducea? La groapă. Doi fii se întâlnesc la poartă. Unul mort, care era rânduit să învie, și unul viu, Hristos, care era rânduit peste câteva săptămâni să moară. Un fiu al maicii lui care era mort, rânduit ca să învie. Și fiul lui Dumnezeu care era în viață, rânduit să vină, să moară pentru păcatele noastre. Cine este acest singur fiu al tatălui, născut și nu făcut? Cel care a venit acolo la poartă și cel care a murit pentru noi. Acest singur fiu al tatălui, nu este un înger care s-a întrupat. Nu este un arhanghel care a venit între noi în trup. Cel care a venit, singurul fiu al Tatălui. Nu este altul decât Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, slăvit să fie numele Domnului. Cine este Isus? Este Dumnezeu. Cine s-a întâlnit cu acest copil? Dumnezeu în carne și oase. Și aceeași gură sfântă care a zis să fie lumină. Aceeași gură sfântă a zis, tinererule, scoală-te, zic Puterea aia care a creat universul Puterea aceea a ieșit de pe buzele lui Hristos, Dumnezeu Și a dat viață acelui mort Și a făcut minunea asta Și vreau să spun ceva, dacă Isus Hristos a înviat pe mortul ăla Pentru Isus o, o vindecare de o durere de cap și o înviere din morți În tot una Dar cea mai mare minune în lumea asta nu este să învii un mort fizic Cea mai mare minune este să te învie Dumnezeu spiritual Dintr-un om care a iubit păcatul și a avut alergie la cele sfinte, dintr-o dată, să se mire soțul, soția, să se mire satul. Bă, ce, mă, dar iubești și Biblia, mă, dar ce cu asta, mă? Dar da, cum iubește rugăciunea? ce cu el? Ei, s-a întâlnit Hristos, s schimbat apetitul, s-a dat viață din morți. Și mă rog ca Iisus Hristos să se întâlnească cu tine, singurul fiu al Tatălui, cu tine care ești fiul, fica lucutare, să-ți dea viață din morți, lăuda să fie Domnul. Poate Dumnezeu să facă asta? Vedeți, Iisus Hristos nu e așa un Dumnezeu mai mic, și Dumnezeu Tatăl. Și Iisus e așa un Dumnezeu mai mic, nu! Iisus Hristos este de aceeași esență, de aceeași natură, de aceeași substanță ca Tatăl. Are aceeași atribute ca Tatăl. Este atot prezent, atot cunoscător, atot știutor. Este veșnic! Și uitați ce zice Biblia, cine este acest Iisus. Uitați ce zice Biblia în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Biblia spune așa, Ioan capitolul 1 Biblia spune așa: La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul ăsta care era cu Dumnezeu, era cine? Era Dumnezeu. A cine e cuvântul ăsta? Versetul 14. Și cuvântul ăsta care era Dumnezeu, ce a făcut? S-a făcut trup. Dumnezeu se încarnează cu alte cuvinte, așa i? Dumnezeu ia trup și locuiește printre noi cum? Plin de har și de adevăr. Ei, dar sunt unii care zice, nu, no, nu, no, nu, no, frate, nu așa, nu, no, nu, no, nu. No. Ioanul nu spune așa, la început era cuvântul și un cuvânt era cu Dumnezeu. Ca și cum Iisus Hristos este o creatură din mai multe, e primul înger creat trebuie să te uiți în greacă și să vezi că nu există articol înainte. Ci cuvântul e articulat la sfârșit. Hai să zicem că e așa cum zic ei, măcar că nu e adevărat. Dar ce faci cu versetul 3? Unde Biblia spune așa. Toate lucrurile au fost făcute, zice stare, prin El. Prin el. Stai, stai un pic. Dacă toate au fost făcute prin El, Înseamnă că El însuși n a fost creat pentru că tot ce a fost creat a fost făcut prin El. Înseamnă că El trebuie să fie cine? Creatorul. <gână> Înseamnă că acest cuvânt care s-a făcut trup, singurul fiu al Tatălui, nu poate să fie creatură pentru că toate, toate creaturile au fost făcute prin El. Înseamnă că El n-a fost creat. Înseamnă că El este cine? Zice, stare, cine? creatorul tuturor lucrurilor. Și continuă versetul, băieți, lăsați versetul 3. Și o pune și la partea negativă și zice, și nimic, ca să nu există dubiu, și nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Tot ce a fost creat și nimic din ce a fost creat, n-a fost făcut fără El. Înseamnă că El e deasupra createlor. Înseamnă că Cel care s-a întrupat, cuvântul, era Dumnezeu care n-are început și n-are sfârșit, slăvit să fie Domnul. Știi cine vrea să se întâlnească cu tine în seara asta? Nu Îngerul Gabriel, nu Arhanghel Mihail, ci Dumnezeu în carne și oase. Și damnarea oamenilor în ea nu va fi pentru că au fost prea păcătoși, ci pentru că au refuzat să se plece înaintea lui Hristos, care este Dumnezeu Creatorul. Și când Dumnezeu îți vorbește, ții ce trebuie să faci? Să te pleci înaintea Lui. Că Dumnezeu nu-i dator să-ți la ușă de 200 de ori să zică, primește-mă. Și sunt convins că în seara asta sunt oameni la care Dumnezeu le-a bătut la inimă, nu de 200 de ori, ci de 2000 de ori. De ani și ani de zile, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Creatorul, s-a bătut la ușă. Și tu cu aroganță ai zis, voia mea, nu voia ta. Și iată că Dumnezeu în dragostea Lui te-a adus încă o seară aici. Să-ți mai dea o întâlnire cu El. Și să zică, fiule, te iubesc. Dă-mi inima ta mie. Dă-mi ta mie. Pentru că nimeni nu va ajunge în pentru că e prea păcătos. Oamenii vor ajunge în pentru că sunt mândri. Măcar că Dumnezeu le-a vorbit. I-au spus, voia mea, e viața mea personală, Doamne. Bine, bine, bine. E, e domeniul meu, e habitatul meu. lasă pe Hristos să intre în viața ta. Să aducă viață, să aducă pace și să aducă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Amin? Când a rostit Iisus Hristos, tinerelul le spun, scoală-te. Știi ce s-a întâmplat? Ce Biblia că a intrat? Viață! Ce se întâmplă când îl primești pe Domnul Iisus Hristos? Și ce se întâmplă? Și ce se întâmplă? Intră în tine viața veșnică. Noi avem așa conceptul ăsta, că viața veșnică, știi, după ce ai murit, abia apoi începe viața veșnică. Nu, nu, Biblia spune așa. Ioan 5 cu 24, să vedem. Ioan 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, va avea viață veșnică. Așa zice Biblia. ce stare. Are. Are. Când începe viața veșnică? Când? Când l-ai primit pe cel care este în viața și viața. Și Biblia spune așa, eu sunt în viața și viața, a spus Isus. Cine crede în mine, nu va muri niciodată. Unde scrie asta în Biblie? Ioan, capitolul 11. Ce minunată Iisus! Ioan, capitolul 11, versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește, cum ești tu, că ești în viață, nu ești ca Lazar mort, și oricine trăiește și crede în mine, zice stare, nu va muri niciodată, niciodată. niciodată. Când începe viața veșnică, în momentul în care te smerești și îți deschizi inima și spui, Doamne Iisuse, Creatorul Universului, Domnul adevărat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nu-mi vine să cred, Doamne, că Tu mă iubești și mi-ai dat întâlnire în seara asta și ai inițiat-o Tu, Doamne și vreau ca viața asta veșnică să intre când? În momentul în care ai crezut în Isus Hristos, te naște Dumnezeu dintr-o sămânță care nu poate putrezi și spune Biblia și nu va muri, zice stare. Niciodată. Când începe viața veșnică, nu după ce mor, viața veșnică începe în momentul când? Când l-ai primit pe Isus Hristos în inima ta. Lăuda să fie Domnul. Uitați ce zice Biblia Ioan 17 cu versetul 3. Și viața veșnică, toți din versetul, nu? Și viața veșnică cu toții, și. Și viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Stop, lăsați versetul. Care viața veșnică? Să te cunoască pe tine Dumnezeu. Te cunoaște Dumnezeu? Nu că te știe. Vedeți, voi pe mine mă știți. Soția mă cunoaște. Ca să cunoști pe cineva, presupune o relație personală, așa -i? Așa ne știm. Dar să cunoști pe cineva, trebuie să ai o relație personală. Și viața veșnică, când se întâmplă, când ai o relație, când îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. În momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, intră viața, când ai crezut în El, intră viața veșnică în inima ta. Păcatele sunt iertate. Îți dă Dumnezeu siguranța mântuirii. Și Dumnezeu apoi ce face? Te întărește și te păstrează în har. Lăudat să fie în numele Domnului. Asta a făcut Isus Hristos s-a întâlnit cu acest tânăr. Acolo, pe buza gropii, am putea spune. Doi fii se întâlnesc, două mulțimi se întâlnesc. Dar ascultați, mai există o întâlnire. Doi suferinți se întâlnesc acolo. Spune Biblia că femeia asta, nu? Această femeie care era și văduvă. Spune Biblia că femeia asta avea un singur copil. Și își ducea la groapă pe cine? pe singurul ei fiu. Spuneți-mi, era suferind de femeia asta, da sau nu? Sosul murise. Probabil în inima ei s-a gândit, mă, mi-a murit talpa acasă, mi-a murit bărbatul. Bă, dar mai am un copil și vreau să vă spun, copilul ăsta nu avea așa 2-3 ani Că Iisus eu zic, zis, tinerelule, probabil avea 13-14 ani. Adică era deja un bărbățel, un om pe care mama se gândea că ăsta o să mă ajute pe mine la bătrânețe. Și iată că îi moare bărbatul, îi văduvă, și acum îi moare și, și cel care putea să o ajute. Și ca și astăzi și atunci, societatea nu are resurse pentru văduve. Și Isus Hristos se uită la supărarea acestei femei, se uită la suferința acestei femei, el care este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, așa, -i? se întâlnește cel care este obișnuit cu suferința. Este Isus un om suferind pe pământ, da sau nu? Disprețuit și părăsit de oameni, se citea Om al durerii și obișnuit cu suferința El care n-a cunoscut păcat El care era în ceruri A venit pe pământ și a văzut atâta suferință Atâta posesiune de demoni A văzut atâta, atâta, atâta îngrijorare Și când Domnul Iisus Hristos o vede pe femeia asta Iisus Hristos este un mare preot Care are milă de slăbiciunile noastre, amin? Este un preot care este sensibil la suferințele noastre și vreau să vă spun ceva, frați și surori, dragi prieteni, să fim sensibili la săracii bisericilor noastre, să fim sensibili la văduve și la orfani, să fim sensibili, de ce? Pentru că Isus Hristos a simțit cu această femeie. Isus Hristos a avut sentimente umane în care l-a durut când a văzut-o pe femeia asta. Un om al suferinței, obișnuit cu suferința. De vreo patru ore în Evanghelie spune că lui Iisus i s-a făcut milă de norod. Și să știți că un om neprihănit are o înclinație specială spre milă. Un om neprihănit îl cunoști prin aceasta. Are o înclinație specială înspre milă. Una din funcțiile bisericii, pe lângă de a face evangelizare, cum facem noi în această seară, este și ajutorarea. cu 2,10 zice Biblia așa, ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci. Și chiar așa am căutat să fac, zice. Uite-te în jurul tău. Întotdeauna vei găsi pe cineva mai sărac ca tine. Și ca să vă spun adevărul, noi toți de aici suntem mai bogați decât Iisus Hristos când a fost pe pământ. Noi tăi ne plângem că așa e neamul nostru românesc, mioritici. Poate fi că mara plină cum ești. Da, frate, capă pe pământ, zice. A, păi domnul știe. Apoi mă doldorosește acolo și banii și zacusca și tăci, da, cum ești? Capă pe pământ, zice. În satra soția mea, în telecuș, îmi spun un frate, frate Gabi, zice. Pe vremea războiului, zice, tot satul ăsta n-avea încă mare cât are astăzi o singură familie. Și cu toate astea, uitați-vă ce nemulțumitor suntem. Iisus Hristos a fost mai sărac ca o vulpe pe pământ. ce Biblia așa, vulpile au vizuin. Dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Tu știi că ești mai bogat ca Iisus Hristos? Tu știi lucrul ăsta? Și ce Biblia, fă, -ți, fă prieten cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce înseamnă bogăție nedreaptă? Să țăpuiești, așa, să țăpuiești tatul, ai tras așa un bombeu de un milion de euro sau nu știu ce și dai la biserică sau dai la săraci? Nu, no, nu, no. nu asta se referă. Ce înseamnă să-ți faci prieten cu ajutorul bogăților nedrepte? Înseamnă câștigare la loto, prono? Nu, no, nu. No. Ce înseamnă? Și vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Tot ce avem în viața asta este nedrept, este o bogăție nedreaptă. Sănătatea care o ai e un har. Nu meriți și nu meriți. E ceva nedrept. E un har din partea lui Dumnezeu. Cămara care o ai, familia care o ai, pruncii care ai, tot ce ai, e ceva dat de Dumnezeu prin har. E nedrept. Nu merităm. Și Biblia vine și spune, pune sănătatea cu alte cuvinte. Pune cămara, pune banii la dispoziție și fost prieten cu ajutorul bogăților nedrepte care nu le-ai meritat. Ca aceștia să te primească odată unde? În corturile lor veșnice. Să fim buni. Să fim sensibili. Mai ales într-o generație care iubește câinii și pisicile. Și nu mai iubește copiii. No, acum avem hotele pentru câini. Piep de pui, că e câine de rasă. Și dacă auzi de o familie că nu știu ce, trece până cazuri și zice cineva, bă, dă și 100 de euro. Doamni feri. Îmi bași mâna în buzunar dacă e vorba să cumperi hăinuțele hey, alea de câini sau nu știu ce șmecherii? O, oh, când e vorba de ce iubim? Doamne, câte scuze avem! Fii bun, nu numai de Crăciun, nu numai de Anul Nou, fii bun tot anul. Învață de la Isus Hristos care a simțit cu oamenii suferinți și a fost alături de ei, lăudat să fie numele Domnului. Amin? Patru întâlniri, prima, două mari mulțimi se întâlnesc. Una bucuroasă cu una tristă. Și în seara asta mă rog ca să-L primești pe Iisus în inima ta și să intri în mulțimea lui Iisus Hristos prin har, prin credință în jertfa Lui. Amin? A doilea rând, doi fii se întâlnesc. Un fiu care moare rânduit să învie și fiul lui Dumnezeu care era în viață rânduit să moară. Și cine este acest fiu care vrea să întâlnească cu tine? Este Creatorul. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și asta e har din partea lui Dumnezeu. A treia mare întâlnire. Doi oameni suferinți, o femeie suferindă și un Hristos obișnuit cu suferința. Și învățăm că trebuie să, să fim sensibili, să empatizăm cu cei care trec prin încercare. Și în al patrulea rând și în ultimul rând, a patra mare întâlnire, este întâlnirea dintre viață și moarte. Cine se întâlnește acolo la poartă? Cine? Viața cu moarte. Este moartea un dușman? Ce ziceți? Uitați ce zice Biblia 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 26. Biblia spune așa. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Când se întâlnește cel care este care adevărul și viața, nu? Când se întâlnește viața, Dumnezeul Creator cu moartea. Moartea este biruită, de ce? Pentru că Iisus Hristos a venit în urmă cu 2000 de ani și prin moartea Lui la cruce, Dumnezeu ne dăruiește nouă viață. Și nu numai viață fizică, bios, Dumnezeu ne dă ce? Și viață, și viață veșnică. Acum a da, dat trupul acesta, deci Biblia, este supus putrezirii. Dar vine vremea când Dumnezeu va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face cum? Asemenea, trupului slavei sale. Vom avea un trup glorificat, un trup ca lui Iisus Hristos după înviere. Și când se întâlnește viața cu moartea, putem să strigăm ca și Pavel, unde ți este biruința moarte? Boldul morții a fost înfrânt de cine? De Iisus Hristos. Și Dumnezeu a făcut promisiune în urmă cu șase mii de ani. Le-a făcut lui Adam și Eva. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Adică va veni cineva, sămânța femeii, vine Hristos de unde? Din Maria, sămânța femeii. Și vine Iisus Hristos la cruce și ce face? Zdrobește capul, autoritatea diavolului. L-a biruit Hristos pe diavolul la cruce, da sau nu? A biruit Hristos prin moartea lui? A biruit boldul morții, da sau nu? Și Domnul Iisus Hristos prin asta ne eliberează de orice frică. Și acolo la cruce, spune Biblia, Că Domnul Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, ieșim biruitor asupra lor prin cruce. Și suntem aici să celebrăm nu numai moartea lui Hristos, ci și învierea Lui. Învierea Lui, prin moartea și învierea Lui, noi putem să birui moartea și o vom birui. De fapt, noi nu murim. Deci Biblia că a adormit. Și noi vom merge unde? Direct în brațele lui Iisus Hristos, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Este foarte interesant, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că diavolul a încercat într-un mod sistematic să-L oprească pe Iisus Hristos, nu de la a face atât de mult minuni, ci de a ajunge la cruce, acolo a fost miza. Când a fost pe muntele ispitire, a zis, auzi... Tatăl tău zice că îți dă toate bogățiile și toate împărățile pământului dacă treci pe la cruce. Uite, facem o înțelegere, mergi pe scurtătură. Te pleci înaintea mea și eu îți dau toate împărățile pământului că mie mi-au fost date. Și adevărat că lui au fost date, dar nu de Dumnezeu, ci de Adam și Eva. Dumnezeu a dat pământul în stăpânire cui? Lui Adam. Prin păcat ce a făcut Adam? A făcut transferul, l a dat lui Satana. Și Isus nu zice că nu e adevărat. Zice, fii atent. Vezi gloria acestei lumi. Vezi împărățile, toate mi-au fost date mie. Prin păcat da mi le-a dat, toate ți le dau. Dar asculte, nu te du la cruce. Fă-te că te înslești și returile și îți dau toate împărățiile pământului. Și Iisus zice, pleacă satanul, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te și numai lui să-i slujești. După azi, câțiva ani de zile, ce Biblia că Iisus întreabă ucenicii și zice, cine zic oamenii că sunt eu? Și unii zic, unii zic că ești... Ieremia, unul din proroci. Dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru zice, tu ești Hristos, o Fiul lui Dumnezeu. Adevărat îți spun că nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci tatăl meu care este în ceruri. La 5-10 minute după aia, îl vezi pe Petru care începe să răbufnească, auzindu-l pe Iisus spunând, Fiul omului va fi dat în mâinile fariseilor. Îl vor omorâ, îl vor scuipa, îl vor bajocori, dar a treia zi va învia. Și ce zice Petru? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Iisus Hristos îl mustră cu apelativul înapoi a mea, satanul. Iată-l din nou pe satan acum ia în stăpânire mintea lui Petru. Și zice să nu cumva să te, să te ferească Dumnezeu să te duci la cruce. De ce? Pentru că mântuirea omului nu era prin vindecarea slăbănogilor. Mântuirea noastră era unde? Prin moartea și învierea lui Hristos. Când ajunge pe cruce... Farisei și cărturari, într-un mod foarte arogant, spune, ha, hai, dacă ești Mesia, dă-te jos, dă-te jos! Cine vorbea prin ei, Dumnezeu sau satana? Satana vorbea prin ei. nu du! misiunea până la capă, nu sta pe cruce, ca să nu fie mântuit jebelul, să nu fie mântuit de lumea întreagă. Dă-te jos, dovedește! Și sus rămâne pe cruce. Și parcă diavolul scoate ultimul as de pe mânecă și îi pune în cap tâlharul de pe cruce. Nu ești tu Mesia, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dar slăvi să fie Domnul, că Iisus Hristos a rămas la cruce până la capăt și a stat șase ore pe cruce și la sfârșit a putut să strige cât a putut. Tetele stai, s-a isprăvit, am plătit, am achitat datoria păcatelor, am rămas până la capăt. Și suntem aici să spunem că moartea a fost înghițită de viață. De ce? Pentru că Isus a stat pe cruce. Și Domnul Isus și a făcut? A luat toate păcatele noastre asupra Lui. Și Dumnezeu a făcut transferul. Dumnezeu a luat toată veșnicia iadului și a acumulat-o în cele șase ore cât a stat Isus pe cruce. Și Hristos plătește iadul în locul meu ca eu prin credință să nu mai gust moartea veșnică, ci să am viața veșnică Lăudați să fie Domnul. Seara asta, indiferent cine ești, uite-te la Fiul lui Dumnezeu. Uită-te la Isus Hristos, care a refuzat toate șoaptele demonice de confort și a ales să stea pe cruce pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Și prin moartea lui, să înghită pe diavolul, să înghită moartea și să-ți dea viață, viață veșnică, lăudați să fie Domnul. Întreabă-te astăzi, tu ai viață veșnică? Ai păcatele iertate? Ești al lui Isus? faci parte din mulțimea, din trupul tainic al lui Iisus Hristos, te-ai născut din nou, ți-ai dat viața real lui Iisus Hristos, dacă nu ți-ai dat-o. Să fie seara asta în care să spui, Doamne, mă predau cu totul ție, Doamne. Că după ce mori, ascultă-mă, nu mai este a doua șansă. Noi trăim cu folclor în România asta. Și dai bani, facem transfere. Nu, nu? nu se mai poate. Deci e Biblia așa, Marcu 2 cu 10. Biblia spune așa, că și fiul omului are putere, zice stare, are putere pe pământ, nu sub pământ să ierte păcatele. Unde te poate ierta fiul omului? Unde? Cât timp ești pe pământ. Și ce har că în seara asta ești aici și nu e sub pământ, cum puteai să fii de mult probabil. Și ești aici și fiul omului. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, se întâlnește cu tine care ești mort în păcatele tale și îți vorbește că te iubește. Și îți vorbește că a murit pentru păcatele tale, că îți poate ierta orice păcat, indiferent ce păcat ai făcut. Și spune că sângele lui e cel mai bun detergent care poate să scurețe păcatele tale. Să spui, Doamne Dumnezeule, mulțumesc că sunt în viață, mulțumesc că bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință. Nu cancerul mă îndeamnă la pocăință, nu leucemia, nu COVID-19 ne îndeamnă la pocăință. Și zice Biblia, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și în seara asta să vii să te predai lui Isus, să spui, Doamne, bunătatea ta, e harul tău peste mine, Doamne. Mulțumesc că ai fost răpuns pentru păcatele mele. Mulțumesc că pentru păcatele minții mele, Doamne, ai luat o coroană de spin pe cap, ca mintea mea neagră, cu gânduri negre, să fie curățită prin sângele lui Isus Hristos. Mulțumesc, Doamne, că pentru mâinile murdare, Doamne, ai luat piroane, Doamne, în palme, ca mâinile mele să fie curățite prin sângele Tău. Mulțumesc, Doamne, că pentru inima asta murdară ai luat o suliță în costă, ca inima mea neagră să fie curățită prin sângele lui Hristos. Pentru picioarele tale, pentru umbletele tale murdare, care nu le știe nimeni. Domnul Iisus a primit piroane în picioare, ca umbletele tale să fie curățite de sângele lui Hristos. Pentru trecutul tău murdar, Hristos a luat bice fără număr pe spate, să fii răscumpărat total, o răscumpărare din belșug. Spuneți-mi, ce ar mai fi putut face Dumnezeu omenirii? Ce ar mai fi putut face? Tot vocabularul lui Dumnezeu se epuizează într-un singur cuvânt, Isus. Și cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Uite-te, îl ai pe Fiul, nu religie. Îl ai pe Fiul lui Dumnezeu, ești curățit, Ești bucuros că te-ai întâlnit cu Isus Hristos? Ai bucuria aceasta a iertării păcatelor? Dacă nu o ai și ești în mulțimea aia care merge spre iad, spre cimitirul veșnic, să fie seara în care să te la Dumnezeu, să spui, Doamne, îmi dau viața mea cu totul Ție. Mulțumesc că Isus a inițiat întâlnirea asta aici, la poartă, la jebel, să-mi spună că mă iubește, mort în păcatele mele, cu păcate care nimeni nu le știe, dar Isus mă iubește, sângele Lui mă curăță de orice păcat. Să te predai astăzi. De ce? Că ziua de mâine nu e a ta. Ziua de mâine nu e a mea. Mai există o chestie de folclor la noi în biserici. Ce mă, cât trăiești? Mă, Dumnezeu poate ierta cât și Dumnezeu de har. Fals. Fals. Uitați ce zice Biblia. Cartea Ieremia. Ieremia, capitolul 46 cu versetul 17. Și vreau să-l citim cu toții. 2, 3 și. Acolo strigă. Împăratul, faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. De ce? Că ce-a lăsat? Să treacă, să treacă ce? Clipa potrivită. Clipa potrivită. Există o vreme. Este o vreme a cercetării. Israele, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng? Cum își strânge cloșca pui? Vremea cercetării, dar n-ai vrut! Și pentru că ai refuzat clipa cercetării, clipa potrivită, să intri într-o stare de împietire încât pur și simplu să nu mai vrei să vrei, sau să vrei și să nu mai poți, de ce? Ți-a trecut clipa potrivită, că s-a întâlnit Dumnezeu cu tine aici, în Jebel, la Nain, la poarta cetății și a zis, fiule, dă-mi inima ta mie, pocăiește-te, te-am adus aici să spun că te iubesc. Dar dacă lasă să treacă clipa potrivită, ascultă-mă, nu e amenințare, este o avertizare. Nu eu spun, Dumnezeu spune. Să spui, Doamne, astăzi, Doamne, mă predau și mă pocăiesc. Nu mâine, astăzi, Doamne. Îl vreau pe Isus. Vreau să cred în jertfa Lui din inimă, nu aici, ci aici, Doamne. Schimbă motivațiile mele. Dă-mi alergie la păcat. Fă-mă să iubești și iubește Isus. Să urăște și urăște Isus. Naște-mă din nou și dăm viață veșnică. Slăvi să fie Dumnezeu care va fi evidența că te-ai întâlnit cu Hristos? Spune Biblia așa, spune Biblia așa, după ce Iisus Hristos a rostit, tinerelule, scoală te spun. Uitați ce s-a întâmplat. Versetul 15, Luca 7 cu 15. Mortul a șezut în capul oaselor. Și ce a făcut? A început ce să facă? Să vorbească. Și acum ascultă-mă. Nu te poți întâlni cu Hristos și să nu știi asta. N-ai cum să ai o întâlnire personală cu Isus și să nu știi. Când te întâlnești cu Hristos, stai în capul oaselor. Îți place ce-i place lui Hristos. Începi să vorbești despre El. De ce? Întâlnirea cu Hristos te transformă. De aceea nu cred într-un creștin de ăsta că îți creștini, dar nici nu știe cele patru evanghelii cum se numesc. Nu! N-ai cum să te întâlnești cu un tir care vine cu 100 la oră și să nu știi asta. Și n-ai cum să te întâlnești cu Dumnezeu tot puternic și să nu știi. Când te întâlnești cu El, te luminezi de bucurie, zice Biblia. Nu ți se umple fața de rușine. Se transformă viața ta. Bucuria lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, sângele Domnului simți că e peste viața ta, protecția lui peste viața ta. Îți dă pace, îți dă liniște. Mortul așezut în capul oaselor se ridică. Și de acum ce face? Îl slujește pe Domnul. Iisus l-a dat înapoi mai și lui, parcă este imaginea a reuniunii finale, când vom fi înapoi acolo, cu cei pierduți, cu cei dragi ai noștri, vom fi pentru totdeauna o turmă și un păstor în împărăția lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Seara asta, e indiferent cine ești, poate ești aici, prung de pocăit, o muri mama, tata. Dar tu n-ai crezut în Dumnezeu lui mama și lui tata. N-ai nicio șansă să-ți vezi părinții în cer sau pe cei dragi, dacă nu iubești pe Isusul pe care l-a iubit mama sau tata. Pentru că Isus Hristos este calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dă-ți viața lui Isus. Puneți viața rânduială cu Dumnezeu. Observați că la, pe internet arată atâtea știri cum moare. Unul la 18, pe altul la 24, la 30, copii orfani. Nimeni nu s-a curunat cu viața sau cu sănătatea. Dar astăzi, Biblia spune așa, azi dacă auzi glasul, zice stare, nu sunt pietri inima. Cine știe dacă Dumnezeu nu-ți vorbește poate pentru ultima rată, că Dumnezeu nu-i dator să ne vorbească de un milion de ori. Azi, dacă auzi glasul, nu sunt pietri inima. O dată a vorbit Dumnezeu? De două ori am auzit. Că puterea este a cui? Este a lui Dumnezeu. Seara asta mă rog ca Dumnezeu să-ți dea viață veșnică, să-ți dai viața lui Isus, să înțelegi că Dumnezeu te iubește. Și faptul că în seara asta ai venit în casa lui Dumnezeu este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Dacă termina cu tine, nu te făcea să auzi cuvintele astea. Dar dacă ai auzit cuvintele astea, Domnul Iisus te poate ierta de orice păcat și ce trebuie să faci? Să-ți deschizi inima. Să spui, Doamne, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu îmi fii sprijin. Mă spal în sângele divin. O, mielule, eu vin, eu vin. Așa cum sunt de rătăcit, la tine vin să fiu scutit. Să fiu bogat și fericit. O, mielule, eu vin, eu vin, Creatorule, care te întâlnești cu mine, mort în păcatele mele. Machiat, Doamne, dar Tu vezi că sunt mort. Doamne Dumnezeule, dă viață, rostește cuvântul Tău și fă-mă de azi încolo să devin realmente copilul Tău să stau în capul oaselor, să vorbesc despre tine, să iubești ce iubește Hristos și să urăști ce urăște Hristos. Să ies din mulțimea cea care merge spre iad și să intru în mulțimea lui Hristos, în biserica lui Isus Hristos, mădular, sănătos în trupul lui Hristos. Amin? Amin? Hai să ne în picioare. Ne plecăm capete înaintea Domnului, nu ne rugăm. Luăm câteva momente de cercetare. Mesajul ăsta n-a fost pentru cel din stânga sau din dreapta. Mesajul ăsta Dumnezeu ți l-a adresat ca o săgeată ție. Hristos a inițiat întâlnirea la poartă cu această văduvă și cu acel băiat mort. Și a venit aproape 50 de kilometri să le ajungă ca să-i dea viață veșnică. Hristos a inițiat întâlnirea. Hristos te-a dus aici. El ți-a îndreptat pașii să-ți mai vorbească că te iubește. Nu știi când pleci, dar astăzi, că ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, spune: Doamne, mă predau cu totul ție. Doamne, tu vezi viața mea, tu vezi spurcăciunile mele, tu vezi inima mea neagră, tu vezi masca cu care trăiesc, Doamne. Dar astăzi, mulțumesc că mă iubești mort! Mulțumesc că mă iubești nu pentru că, ci în ciuda faptului că am păcătuit. Și îți mulțumesc, Doamne, că ai luat păcatele mele la cruce, Doamne. Și tu vrei să-mi dai mie haina ta albă, Doamne. Să mă speli, să mă îmbraci în neprehănirea lui Hristos. Ce trebuie să faci? Să crezi în Isus. Dar nu cu mintea, ci cu inima. Să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să vină să moară. Să învii a treia zi după Scripturi și să-ți dai inima lui Isus Hristos. Dacă este cineva în seara asta și sunt convins că sunt oameni care vor să spună, Doamne, mă predau lui Isus Hristos. Îl vreau pe Isus Hristos. Nu vreau să mă mai duc spre cimitir. Vreau să intru în mulțimea lui Isus. Vreau ca Isus să fie liderul meu. Să domnească peste inima mea că m-a iubit și a murit pentru mine. Vreau să trăiesc pentru Isus. Și cum stăm cu capetele plecate. Ridică mâna dreaptă spre Dumnezeu ca un semn prin care spui Aici sunt, Doamne, mântuiește și viața mea. Mântuiește și sufletul meu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oriunde ești, dreapta, stânga, poate ești live și urmărești. Spune în inima ta, Doamne Isuse, intră și în inima mea, Doamne. Curăță-mă de păcatul meu. Fă-mă și pe mine, Doamne, mireasa ta. Poate ești prung de pocăit. Când sunt fanfară, când sunt cor, vii la biserică, ești în casa lui Dumnezeu, dar casa lui Dumnezeu nu e în tine. Spune, Doamne, eu sunt mortul ăla, Doamne. Eu sunt mortul ăla cu buletin în buzunar, dar spiritual sunt mort. Doamne Iisuse, mântuiește-mă și pe mine. Să mulțumesc că nu pot să fac nimic, dar Tu ai făcut totul. Doamne, cred în cuvântul Tău. Mă pocăiesc înaintea Ta. Intră în inima mea și fă-mă Domnul și fă-mă, fă, -mă, fă -mă, Doamne, sluga Ta să fii Domnul meu și împăratul meu. Dacă mai este altcineva în seara asta care vrea să spună, Doamne Iisuse, ție mă predau, Doamne. Îmi dau viața mea cu totul, ție, Doamne. Și mâna ta să fie ca un semn de predare înaintea lui Dumnezeu, spunând, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul, mântuiește-mă și pe mine, ridică mâna spre Dumnezeu. Și mâna aceea este un semn, spui, Doamne, aici sunt, Doamne, slăvi să fie Dumnezeu. Vreți la poliție, când poliția zice mâinile sus, zice să ridici mâna sus, să te prinde, să spună cătușile. Când Domnul spune, ridică mâna, ridică mâinile spre Dumnezeu, este un semn că spune, ridică mâinile, să te iau în brațe, ca pe fiul risipitor, să te primească Dumnezeu la piept. Ce ar mai putea să facă Dumnezeu pentru noi în seara asta, decât să ne vorbească prin fiul său și prin cuvântul său? Dacă mai este altcineva în seara asta, fac pentru ultima dată chemarea asta. Azi, dacă auzi glasul, nu sunt împietri inima, Spune, Doamne Iisuse, curăță-mă și pe mine. Dăm -mi pacea ta la nivelul minții mele, Doamne. Curăță-mă tu, Doamne, de avortul meu. Curăță-mă, Doamne, de ura mea. Străveche, curăță-mă de amărăciunea mea, Doamne. De curvia mea. Cură curăță-mă tu, Doamne. Prin sângele lui Isus Hristos vreau o viață nouă. Curăță-mă de religia mea seacă. Seacă, fără Hristos. Și pune mi mine viață prin Duhul tău cel sfânt. Mai este altcineva? Ridică și tu mâna spre Dumnezeu și spune, Doamne, aici sunt, Doamne. Mulțumesc că te-ai întâlnit cu mine. A Domnului să fie toată gloria. Și mă rog, Doamne, pentru toți care au ridicat mâinile. Și pentru cei cărora le-ai vorbit, Doamne. Pe ce trăiește decizia lor pentru veșnicie, Doamne. Fă biserica din Jebel o biserică născătoare de oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Întâlnește-te cu oameni în biserica asta și vorbește-le, Doamne, Dumnezeule, să se întoarcă cu toată inima spre Tine, Doamne. Așa cum stăm ales să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara asta. Să-i Se mulțumim lui Isus Hristos că s-a oprit în dreptul nostru și că viața lui curge noi și că cuvântul lui aduce viață din morți. A Domnului să fie toată gloria și slava de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.